Bună ziua, dragii noștri, bine v-am regăsit la Escu TV. Iată, suntem în 2021. Sperăm că va fi un an mult mai bun decât 2020. Bine v-am regăsit în 2021. Începem acest an cu un invitat special. Numele lui este Alexandru Șura. Vom face prezentările pe parcurs. Veți avea ocazia să-l cunoașteți un pic mai bine pe Alexandru Șura prin intermediul acestui interviu la Escu TV. Bine ai venit, Alexandru! Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație! Da, pentru cei care nu te cunosc, dar și pentru cei care te cunosc, Alexandru Șura a absolvit școala de muzică, liceul de muzică, Academia de Muzică la Chișinău, după care a ajuns în Canada și la Universitatea de Montreal a reluat studiile în muzică, a făcut facultate de muzică, este profesor de muzică, așadar, iată un curriculum academic foarte, foarte interesant. Alex, ai ajuns aici în Canada în 2008. De ce a trebuit să reiei studiile? Am vrut doar să-mi aprofundez cunoștințele mele în muzică. Asta doar a fost... Eu mi-am dorit de mult timp să compun muzică și, în general, de fapt, eu fac aranjamente pentru orchestră de muzică populară, dar am vrut să cunosc cum să pot să fac aranjamente pentru orchestră simfonică, orchestră de cameră, quartet. Mă interesează, bineînțeles, și jazzul și am studiat asta. Am vrut doar să-mi aprofundez partea teoretică, pentru că eu sunt muzician, deci am un instrument, eu practic, deci cânt pe un instrument, sunt instrumentist, dar am vrut anume să mă dezvolt în această direcție ca aranjamentele, compoziția. Alex, ești, dacă permiți, te voi numi Alex, așa cum o facem de obicei. Ești deloc din Soroca, o localitate renumită în Republica Moldova, după care împreună cu părinții v-ați mutat la Chișinău și ai ajuns în Canada. De ce ai plecat în Canada? Eu m-am născut la Soroca pentru că mămica a învățat acolo la colegiu, dar de fapt părinții locuiau într-un alt orășel din nordul Moldovei. Apoi, deci despre Canada, este un pic mai complicat. Mie mi-a plăcut mult să călătoresc și am avut marele noroc să călătoresc cu diferite formații în care eu am cântat și la un moment dat, la 20 de ani, am avut ocazia să lucrez pe câteva vase de croaziere ca muzician și acolo așa s-a întâmplat că erau mulți călători din Canada și deci m-am împrietenit cu mulți, mi-au povestit cu care e viața în general în Canada. Apoi am avut niște prieteni care au emigrat în Canada și mi-au spus și ei, uite cum e viața la noi și prin anul 2005-2006 văzând și analizând perspectivele mele în Moldova, mi-am zis că de ce nu să încerc și am depus toate actele ca toți oamenii, am trecut interviu și am emigrat în 2008. Am vrut să încerc altceva și știam deja aproximativ cam ce este Canada și vă spun sincer, de câte ori mi se pune această întrebare, spun că am venit în Canada pentru țambal. Și aici aș vrea să vă explic în detalii ce înseamnă asta. Da, vom discuta și despre țambal, evident, este instrumentul de care este legată, practic, și cariera ta, este și pasiunea ta. Noi ne-am întâlnit de mai multe ori aici la Montreal, am avut ocazia să te cunosc un pic mai bine, și ca artist, evident, dar și ca persoană. Alex, să încheiem capitolul plecarea de acasă, suntem după sărbători. Nu ți-e dor de acasă, măcar de, eu știu, perioada de sărbători, nu te duce cu gândul spre Moldova voastră, cea frumoasă, unde miroase a bucate bune peste tot. Moldova e renumită de altfel pentru vinuri, pentru arta culinară, prieteni, rude.
Sincer, vă spun, mi-e dor de rude, desigur. Mama este Moldova, sora mea este Moldova, am și deci rude apropiate care sunt acolo, am și prieteni. Dar așa s-a întâmplat, probabil că așa face fiecare om, își aduce o parte din țara lui aici, departe, unde este el plecat. Și soția mea este tot din Moldova, deci părinții ei sunt moldoveni, avem prieteni mulți moldoveni și dacă n-ar fi situația. Deci, cu COVID-ul, eu cred că noi am petrece la fel ca în Moldova și am avea aceleași bucate pe masă. Când ați spus de vin, pot să vă spun că și eu fac vin, am vinul meu de casă. Așa că noi, practic, ne-am creat o Moldova aici. Bineînțeles că, da, nu este așa ca acasă, pentru că nu sunt rudele apropiate, dar eu mă simt foarte bine, vă spun sincer, în Canada. În afară de asta, ultimii ani, ceea ce n-am făcut în Moldova, noi organizăm petrecerea numele de Revelion și este o sărbătoare, pot să spun, mai interesantă ca cum erau petrecerile de Revelion în Moldova. Pentru că noi cântăm, noi muncim și la noi, la petrecerile noastre vin mulți, sute de moldoveni, de români și aș spune că e mai interesant acum, ultimii ani, petrecem Revelionul. Cum vezi comunitatea moldovenilor de aici, din Montreal, din Canada, pentru că ai fost și în Toronto și în alte orașe canadene, și cum vezi și relația dintre moldovenii de aici și românii de aici, pentru că suntem totuși foarte des la evenimente comune, avem prieteni comuni și de o parte și de alta a Prutului. Nu știu, moldovenii sunt aceiași, românii sunt aceiași în sens că, nu știu, noi cântăm foarte des, deci și la moldoveni, și la români, și mergem și la petreceri la ei. Și vreau să vă spun că unica, clar că suntem prinși aici cu lucru și ne este foarte greu să ne întâlnim, de exemplu, în Moldova. Era normal să ne vedem o dată în săptămână, o dată în 2 săptămâni, deci cu rudele, cu prietenii, era absolut normal și era posibil. De când aici în Canada, din cauza distanței, din cauza ritmului, deci toți suntem angajați, de toți avem niște responsabilități și foarte rar ne vedem. Asta aș putea spune unicul aspect așa mai dificil de acceptat, dar în rest suntem la fel Dar în ca rest, acasă. când, da, e adevărat, ne întâlnim mai rar, dar când ne întâlnim, este frumos, întotdeauna. Este frumos și oamenii de aici, românii, moldoveni, sunt dornici de muzică, pentru că de obicei, dacă vorbesc acum de aspectul ăsta, hai să spun profesional, când merg la petreceri scând, oamenii sunt dornici de anumit, mai ales de țambal. Pentru că țambalul poți să-i spui că e un instrument reprezentativ. Când spui muzică românească, vioara, ok, este, da, poți spui acordeonul, dar țambalul este a nostru și eu, cu instrumentul meu, le aduc o parte din țara noastră, le aduc la ei în casă. Alex, ești deja recunoscut ca un artist foarte valoros în ceea ce privește țambalul și nu doar țambalul, dar vorbește-ne puțin despre acest instrument. Mie mi se pare extrem de dificil de manipulat, mă rog, de cântat, de scos asemenea minunății pe care le reușești tu să le scoți la țambal. Mi-a explicat odată că nu e chiar simplu. Spune câteva Nu, cuvinte. da. În linii generale, țambalul este ca orice instrument dificil. Totul depinde de instrumentist, de interpret, ce el își propune să cânte. Dacă vrei să cânti doar acompaniment, este un nivel oarecare, da, de profesionalism. Dacă îți propui să cânti solouri, melodii complexe, din diferite zone folclorice, atunci este alt nivel. Momentul în care începi să cânti alt stil de muzică este și mai complicat.
Țambalul a fost promovat în mare parte, dacă vorbim de folclor și în general ca instrument, a fost promovat de Toni Iordache, un mare muzicant român, care de fapt m-a inspirat pe mine și până acum este inspirația la mulți, mulți țambaliști. Și datorită lui noi acum avem, cum să spune, o direcție cam cum ar trebui să sune, cam cum ar trebui să cântăm la țambal, indiferent de gen muzical. Deci el a cântat absolut pe toate notele. Eu de multe ori spun că când cânti acompaniment ești într-o zonă foarte mică, da? Tu nu ai nevoie să utilizezi tot diapazonul instrumentului. Tu nu poți să arăți toate culorile. De când Toni Iordache ne-a arătat, este posibil absolut orice. Limita este interpretul, posibilitățile lui și talentul lui, bineînțeles. Și țambalul l-am început la 10 ani, la 14 ani am fost angajat oficial în orchestra ansamblului Joc. Lucram împreună cu tatăl meu. La 18 ani am fost invitat de către maestru Nicolae Bodgros să cântă lăutarii. Am cântat acolo vreun an jumate, după care deci s-a întâmplat ceea ce v-am mai spus ceva mai devreme, am plecat pe vas de croazieră și de aici cariera mea a luat-o absolut în altă direcție, pentru că am simțit libertatea. Chiar vreau să te întreb de maestrul Nicolae Bodgros. Știam că ai colaborat cu el. Ce a însemnat pentru tine colaborarea cu maestrul Bodgros? Deci n-a fost așa o colaborare personală, pentru că dacă am vorbit despre soliști vocaliști, da? Deci vocaliștii colaborează într-adevăr cu dirijorul, cu aranjorul pieselor. Eu am fost un soldat în armata lui Bodgros, așa să-i spunem, da? Eu cum am cântat la țambal în orchestră. Da. Cum l-ai văzut tu pe maestru Bodgros? Ce ai învățat de la el? Ce te-a impresionat? Nu știu, eu acum nu pot să-l caracterizez pe domnul Bodgros, pentru că e o personalitate aparte, dar eu pot să vă spun, când se punea el în fața orchestrei, orchestra suna. Pur și simplu suna și cântam exact ceea ce vroia el, cântam exact în caracterul care trebuia să sune muzica. Deci e clar că asta e ceva de la Dumnezeu, talentul lui, și eu am încercat să prind din asta. În primul rând, tot timpul ne-a învățat și ne-a spus că, uite, noi trebuie tot timpul să tindem să cântăm perfect. Și chiar dacă nu aveam niciun concert, eu mi-aduc aminte foarte bine, deci eu îmi puneam tot timpul întrebare, de ce el ne strânge la repetiții? De ce repetăm? De ce repetăm aceleași lucrări? Chiar dacă nu aveam concert, oricum el nu avea limită la perfecțiune, deci tot timpul căuta să se perfecționeze și asta este o latură foarte importantă pentru, adică a fost un moment important pentru mine ca muzician, ca tânăr muzician, deci pe urmă eu am folosit foarte des acest principiu în abordarea muzicii, pentru că nu poți să fii mulțumit. Deci ai făcut un concert și te-ai lăsat, gata, nu mai studiezi. Nu, tot timpul perfecționare, tot timpul. Și, bineînțeles, relațiile între muzicieni. Acolo lăutarii nu este numai Nicolae Bodgros lăutarii, asta este o școală de viață. Deci când spui Nicolae Bodgros, asta e lăutarii, dar în sens că eu am avut și norocul să cânt în acest colectiv și am avut norocul să fiu împreună cu foarte mari muzicieni din Moldova, care mi-au fost ca exemplu cât am fost eu acolo. Și vă spun că m-am îmbogățit foarte mult, anume spiritual și cât și profesional, lucrând în această orchestră. În Canada ai urcat pe scene pe care și-ar dori orice artist să urce, cum ar fi Place des Arts la Montreal, apoi la Toronto. Ai cântat în orchestra sau în colaborare cu, dirijat de maestru Kent Nagano, care este o somitate mondială. Iată, doar câteva repere. Dacă vrei să ne împărtășești puțin din experiențele, aceste frumoase experiențe, la festivalul de jazz, de asemenea, la Montreal,
și ce a însemnat pentru tine. Cum ai ajuns totuși pe scena de la Place de Zar, nu e dat oricui, să cânti cu Ken Nagano? Cu Kent Nagano s-a început cu un an mai devreme, în 2018. Deci ediția din 2018 a festivalului Vire Classic, cineva m-a propus ca eu să cânt 45 de minute, să reprezint țambalul pentru publicul montrealez și a fost un concert într-o mică sală Piano Nobile în cadrul festivalului. Concertul a avut un succes, adică publicul a fost foarte entuziasmat și probabil că organizatorii colectează aceste informații și apoi fac, eu nu știu, un rating a concertelor reușite. Și la jumate de an după acest concert, deci concertul a avut loc pe 1 septembrie 2018, la jumate de an, cam prin luna martie, am primit un apel de la organizatorii acestui festival Vire Classic, care se petrece de obicei în luna august la Montreal, și ei m-au întrebat dacă aș fi de acord să cânt în cadrul concertului de închidere a festivalului. Am zis că da, cu mare plăcere, a fost o problemă acolo, am discutat despre repertoriu, ce ar dori ei să cânt, și n-am întrebat, eu n-am știut că o să fie maestru Kent Nagano dirijor. Pe parcurs, peste vreo 2-3 luni, dacă nu chiar mai târziu, am aflat că totuși o să fiu dirijat de Kent Nagano. Și a fost o experiență deosebită. Eu cred că nu atât pentru mine, pentru că am mai cântat cu orchestră de camere, cât mai mult pentru muzicieni și pentru maestru Kent Nagano. Mi-aduc aminte că ne-au trebuit un timp, eu nu pot să spun exact câte minute, dar cred că 10-15 minute, dacă nu chiar mai mult, ca ei să obișnuiască cu sunetul țambalului. Lor nu le venea a crede că un instrument poate să producă asemenea sunete și, în general, noi suntem obișnuiți, dacă cântăm la, hai să spunem așa, suntem tot timpul amplificați, noi cântăm un pic mai tare. Dar totuși, genul care era abordat era muzică de cameră și lor le-au trebuit timp să se ajusteze la felul meu de a cânta. Și a fost o experiență, vreau să spun, destul de interesantă cu maestru Kent Nagano. Cum a primit publicul canadian țambalul? Presupun că nu este un instrument foarte, foarte obișnuit în concerte aici. În general, ei sunt impresionați de țambal. În primul rând, chiar vizual, țambalul are un efect foarte puternic asupra oricui. Pentru că bețișoarele astea care flutură în continuu în niște tempouri la viteze foarte mari și mai, iarăși, asta vorbesc doar de tehnică, dar țambalul eu de multe ori folosesc ca instrument liric, deci eu nu cânt numai decât lucrări tehnice, am și momente unde o să-mi permit să cânt. Înainte cântam un concert, de exemplu, renumita Sonata Lunii de Beethoven și oamenii spuneau, wow, dar este absolut un sunet original și unii spuneau că sună mai frumos ca la pian. Am făcut acum recent, ultimul meu proiect este variațiuni pe teme din opera lui Bizet, deci se numește Carmen, opera Carmen de Bizet, și variațiunile astea toți le cunosc. Muzica este arhicunoscută, s-a cântat la vioară foarte mult, s-a cântat la pian și în momentul când îl transpun la țambal îi dă absolut altă culoare și oamenii îl apreciază foarte mult țambalul. Deci tot timpul sunt minunați de țambal. Alex, de almintere și eu personal și echipa Escu TV apreciază foarte mult prezența ta și a soției tale, Veronica Ungureanu, când am sărbătorit 5 ani Escu TV și Ziua Îndrăgostiților la Boschito, de Sfânta Maria, de Ziua Femeii în 2019. Iată,
Prezența ta și a Veronicăi a fost una de senzație, o putem numi așa. I-ați mișcat pe oameni, i-ați impresionat. Încă o dată, mulțumesc pentru toată această frumoasă colaborare. Ție cum ți-a părut prezența la atașa Veronicăi la aceste evenimente? Vurduiancu, de exemplu, ai fost în deschidere chiar cu Veronica. Dacă vorbim anume despre acest eveniment, Vurduiancu, cum ați menționat cu ceva mai devreme, eu sunt și profesor de muzică și întâmplător într-o școală, deci secundar, s-a oprit o domnișoară și îmi spune: v-am văzut anul trecut la concert. Deci peste un an de zile, deci oamenii își mai aduceau aminte de concert la care am participat. Eu primesc o plăcere deosebită și în general, adică când cânt românilor, nu știu, am impresia că ei simt altfel folclorul. Noi știți deja istoria moldovenilor, istoria Basarabiei, noi am fost un pic, nu știu cum spun, amărâți, jigniste. Vitreziți. Da, și pe noi, din păcate, un pic nu suntem așa curați, 100%. Deci la noi poate să întâmple să se mai asculte și alte muzică, cu toate că sunt moldoveni, da? Sunt 100% moldoveni, dar ne-au, e ca spațiul ăsta de la est, ne-a stricat un pic. Da, și nu mai ascultăm așa muzica. Nu știm versurile la cuvinte, la cântice, nu știm cuvintele la cântice care mă duc în România și am cântat și în Cârciubă în România. Am avut ocazia, la Constanța am lucrat o perioadă, într-un an am fost vara, și eu când vedeam tineretul de 18-19 ani, cunosc toate versurile, la toate cântice. Ce n-am cântat noi, tot cunoșteam. Înțelegeți? Și la noi, practic, așa ceva în Moldova nu mai există. Din păcate. De aceea eu când cânt pentru români, eu mă simt ca acasă, dar este exact ceea ce am învățat eu de mic. Deci eu ascultam radio, eu ascultam muzică românească și când cânt pentru români, eu simt 100% reacție, eu simt că ajunge la inimă. Și deci pentru asta eu vreau să vă mulțumesc că îmi oferiți așa șansă să duc mesajul meu, pentru că eu sunt un mesager totuși a folclorului nostru și după cum ați observat, noi cântăm, încercăm, datorită, cum să spune, experienței noastre, noi încercăm tot timpul să facem lucrurile la maximum, indiferent este folclor sau alt gen muzical. Deci noi tot timpul cântăm cât mai, hai să spun, mai profesional posibil ca să ajungă la inima românilor care iubesc Alex, folclorul. Alex, cu permisiunea ta am să-i transmit pe această cale mulțumiri și salutări și Veronicăi, Veronica Ungureanu, soția ta, partenera ta și de viață și de scenă. Îmi pare rău că timpul nu ne permite să îi luăm și ei un interviu acum, dar pe viitor, cu foarte mare plăcere, o așteptăm și pe Veronica la un interviu la Escu TV. Sperăm că în acest an, în 2021, condițiile ne vor permite să ne reîntâlnim, să te avem iarăși pe tine, să vă avem iarăși pe tine și pe Veronica în concert, pe scenă sau la o sală de recepție, să ne distrăm, să dansăm, să ne bucurăm împreună. Mulțumesc tare mult pentru acest interviu, multă sănătate, mult succes și felicitări pentru tot ceea ce faceți tu și Veronica. Vă mulțumesc mult pentru invitație, vă mulțumesc mult. Sănătate, un an nou fericit tuturor!